Eu sunt Andrei de la MNC, suntem astăzi în București, în magazinul nostru de pe Stradă Ion Câmpineanu numărul 5, împreună cu Marius Pop. Marius, în primul rând mulțumesc foarte mult că ai reușit să-ți faci timpul necesar pentru acest mic interviu. Mulțumesc de invitație. Ne bucurăm noi să te avem aici. Cum este să fii artist ibanez? Să fiu artist ibanez, sincer, pentru mine nu este neapărat un lucru nou. Prima chitară pe care am cântat a fost un RG, deci sunt foarte familiarizat cu ideea de ibanez. Și pentru mine chestia asta e ca și o întoarcere înapoi la rădăcini. Întoarcere acasă. Mă bucur să aud asta. În momentul de față știu că folosești 3 chitare, toate din serii diferite. Ai un RG1527, mai ai un S Prestige și un AK-105. Le folosești pe toate 3 live, le folosești în... În general, acum mă rog, pe primul album pe care l-am scos, noi nu le folosesc pe toate live. Pe primul album folosesc doar ibanezul de serie S și AK-ul. Dar ceea ce vom pregăti acum pe următorul album va fi o varietate de stiluri, pornind de la sonorități jazzistice discrete până la sonorități de metal progresiv. Voi fi nevoie să mă duc chiar cu toate trei. Deci te poți bucura de toată paleta pe care o pot oferi. Pentru că foarte puțină lume știa asta, dar de fapt Ibanez au început prin a fi chitări foarte bune pentru jazz. Asta a fost primul prag pe care l-au cucerit și după aia s-au extins pe metal, rock și așa mai departe. Cel puțin ce zic, și la seria S, aia a fost prima chitară pe care am ales-o. Și am ales-o în momentul în care am intrat aici în magazin, țin minte că am vrut să aleg o chitară foarte versatilă. Primul lucru ce am cântat pe acea chitară a fost blues. Deci dacă se poate blues, e foarte bine. Am încercat și un pic de country, s-a putut și un pic de country. După aia am folosit niște clean-uri așa, înfundate de jazz, s-a putut și chestia asta. Apoi am început să folosesc rifane, suna și la rifane. Deci prima chitară pe care am ales-o chiar a fost așa o chestie de alegere pe baza idei de versatilitate. De ce foloseai înainte cu instrumentele noi, simți vreo schimbare? În primul rând, ibanezul pentru mine, pentru mână, mie mi se pare foarte comod. Acum fiecare în funcție de ce chitări vrea să-și aleagă, mă rog, asta e chestie de gust. Dar mie mi se pare foarte comod. Deci pentru tehnica pe care vreau să o cânt, pentru fusionul, rock-ul pe care îl cânt, mie mi oferă o comunitate extraordinară, sustain, efectiv. Tot ce trebuie ca să te simți foarte confortabil acolo pe scenă. Despre albumul nou față de albumul vechi, ar fi o diferență de sunet? Mergi în altă direcție? Păstrezi aceeași direcție?
În primul rând va fi un sunet mult mai unitar, pentru că este o singură formulă care înregistrează. Vom avea invitați, gen basiști, poate saxofoniști, dar în niciun caz cum a fost pe primul album, să fie trei toboșari sau... Deci va fi un sunet mult mai unitar, pot să zic că poate va avea influențe progresive pe partea de metal, să zic așa, dar va avea și influențe de, cu sonorități bine cunoscute de jazz, sunt sonorități așa calde. Deci vrem, ne jucăm foarte mult cu paleta asta de rece-cald, rece-cald. Ceva despre primul tău album solo, First Step. First Step, l-am lansat parcă acum un an, nici nu mai țin minte de atât de timp a trecut. Am început, ca să zic așa, în violență cu un turneu. La început am avut emoții, n-am știut ce se va întâmpla cu turneul, dacă va fi lumea, nu va fi lumea. Ținând cont că e un stil de muzică adresat, ca să zic, aproape în exclusivitate instrumentiștilor. Dar... chiar am avut parte de surprize, în sensul că a fost, pe unde am cântat, a fost aproape plin, majoritatea locațiilor. A fost plin lumea, a gustat ideea asta de End Theory și pentru asta țin neapărat să-i mulțumesc managerului nostru, Alex Flora, care s-a ocupat de promovare, cât mai mișto făcută. Începuturile tale în lumea tuturor, ce ai putea să te povestești? Prima oară am început să cânt la tom, asta pot să zic. Urmează să te întreb dacă ai putea cânta cu alt instrument și care, de ce? Pe la 9 ani mă duceam la sala de repetiție a tatălui meu și tot stăteam pe acolo, vedeam că el cântă la chitară, deja era un instrument. Deci înțeleg că vine din familie. Da, din familie, exact. Nu mă tenta atât de tare instrumentul, că deja era bine cunoscut instrumentul. Chitară, toată ziua îl vedeam cu studia, nu mă atrăgea. În schimb, mă uitam la toboșar foarte mult și îi vedeam mișcările și fiind copil am învățat așa, să zic, bazele la tobă. Păi m-am apucat să cânt cu toba, studiam destul de mult, dar la un moment dat mi-am dat seama că nu mă pot exprima atât de bine prin acest instrument. Și am luat chitara în mână și... La 9 ani am început să cânt. La 11 ani am avut prima trupă și de acolo încolo, din vârsta aia, 11 ani, prima trupă. Ați cântat undeva? Da, se numea trupa Graal, era o trupă de underground. În acea perioadă când erau festivalele acelea, Constelații Rock, ce mai era, Top T Buzău, pe acolo, perioada aia, activa. Am înțeles, și erați toți de aceeași vârstă sau... Da, eram exact de aceeași vârstă, ca zic așa, prieteni din cartier. Ne-am strâns, ne-am dorit noi foarte mult să facem trupă, deși nu știam prea multe să cântăm, dar între timp am mai învățat și cu acea trupă țin minte că am luat premiul întâi la Constelații Rock în 99
Știu că am luat premiul de cel mai bun chitarist și atunci chiar am cântat un Ibanez RG. Deci... Ok, e clar. E clar. E clar de ce.